bine aici pe canalul ăsta. Să o parcheze, poate ne arată o tehnică specială de acostare profesionistă, că noi am acostat așa un pic motorul. Ia să vedem. Gata, pe țărm. Ești pe țărm? Sunt pe țărm. Cum a fost excursia? Pe apă? Zbuciumată. Foarte zbuciumată. Niciodată n-am prins așa zbuciumată. Am avut eu noroc, norocul începătorului mereu o să... Chiar acțiune. Ia să cum parchează domnul ăsta. Vedem cum parchează aici. Vedem, parchează fix lângă noi. Și care e vorba? Păi, am zis, vreau să scurim cum parchează. N-am cum, că noi numai cam dăpțim mai târziu din motor. Ce lume mică pe lumea asta! Ia uite, domnule, că ce cred că mă aștia apăși. Să trăiască domnul Petre! Doamne ajută! Lasă omul profesionist, se depicepe. Dă-s-o cel la care am trăit, care mă ajută și... E unul dintre cei mai buni în arta transportului de oameni în zona Gura Portiței, Juilovca. Și cum îl cheamă domnul Nea Petrică? Petrică Krasovski. Nu înțeles. Inginer? E inginer de băzi de transport. Pe zonă. Super. Am dar ce bate vântul ăsta, nebunie. Caraș. Caraș arată zonă. Uite și pleacă o bărcuță din asta. Uite cum se duce. Mi-ai lăsat cu amaretă. Hai că nu te las, hai. O zi perfectă de patriazi de Paști. Ce liniștită iapă aici și totuși în mijlocul lacului am zis că o să facem cunoștință cu peștișorii aurii. Acum o să mergem mai încolo, să vedem ce e pe aici. Aici avem cumva și un restaurant ceva? Da? Avem și un restaurant ceva pe aici? Deci acolo e și restaurant ceva. Uite acolo, fuciorul ăla. Așa. A, deci aici a filmat Neamărin. Am înțeles, foarte interesant. Deci aici s-a filmat, ați auzit, Neamărin. Noi acum suntem puțin cam în extra sezon. Și n-avem ce să facem. Ce zonă frumoasă! Mă așteptam.